Așa cum spuneam, astăzi aș vrea să vorbim despre cele 10 cuvinte sau cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbim despre aceste lucruri și să vedem fiecare în parte ce simbolizează. Haideți să deschidem în Exodul capitolul 20, unde aș vrea să citesc câteva. Versete care reprezintă practic inima legământului mozaic. Deci, Exodul 20, unde spune așa: Atunci, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine să nu-ți faci chip ciopilit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos de pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsi pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile, să-ți faci lucrul tău, dar în ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit și de aceea a binecuvântat-o Domnul ziua de odihnă ca să o sfințiți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zile în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproape tău, să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Amin. Ăsta este decalogul, cum îl cunoaștem noi sub denumirea de decalog sau inima legământului izraelit sau cuvintele sau poruncile din uh, vechiul legământ israelit. Și astăzi aș vrea să luăm fiecare poruncă de aici din uh, legământul acesta în parte și să vedem uh, câteva lucruri esențiale despre cele 10 porunci. Foarte mult să știți că vin și spun că poruncile acestea sunt eterne, sunt veșnice și ca atare legământul acesta izraelist în picioare și astăzi și noi suntem datori astăzi să ținem atât noul legământ cât și vechiul legământ. Sunt oameni care încearcă să îmbine aceste legăminte, dar unii dintre ei sunt foarte mult la porunca a patra, în special despre care o să vorbim și astăzi, alții vin și spun că porunca a patra trebuie eliminată că e doar pentru evrei și trebuie înlocuită cu duminica și sunt tot felul de teorii din astea, dar astăzi să știți că vreau să vă spun un lucru care trebuie ținut minte legământul israelit a fost unul condiționat și a ținut atâta timp cât până Dumnezeu a dat cartea de despărțire Israelului și Domnul Iisus Hristos a fondat adunarea sa și a încheiat un nou legământ diferit față de cel israelit cu ea Legământul actual este diferit de legământul mozaic și legământul mozaic este diferit de legământul actual. Avea jerfe diferite, avea preoțime diferite, avea ritualuri diferite și legământul nou de acum este diferit total de legământul izraelit. Aș vrea să vorbim acum despre prima poruncă din acest legământ. Prima poruncă se găsește în versetul uh, acesta... Uh, 3 și spune în felul următor: Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Deci, pe scurt, prima poruncă, asta este. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, eu sunt Iagve și să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Ce înseamnă această interdicție? Păi, unii o interpretează în termeni, în termeni de priorități: să nu prefere Dumnezei înaintea mea. Alții o interpretează ca referindu-se la monoteismul absolut, arătând că nu există alți zei. Sau alți Dumnezei cu dâmii care să fie puși alături de Dumnezeu. Există afirmații în care în alte locuri care arată că nu există alți dumnezei decât iacve. În Deuteronom 4 cu 35 spune numai domnului Dumnezeului. Uh, uh, numai domnul este Dumnezeu și că nu este al Dumnezeu în afară de el. Asta spune în Deuteronom 4 cu 35. Însă aici versetul e exact. Uh, este altul. Afară de. Se traduce literal în prezența. Deci, aici unde spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine, versetul normal se traduce să nu ai alți Dumnezei în prezența mea. Ce înseamnă să nu ai alți Dumnezei în prezența mea? Ce, ce să înțelegem? Trebuie să privim spre concepțiile vremii de atunci ca să înțelegem ce însemna să nu ai alți Dumnezei în prezența mea. În concepțiile religioase ale Orientului Antic, zeii uh, operau într-un panteon, într-un consiliu din ăsta de zei și deciziile erau luate în adunarea zeilor astora în panteon. Exista un zeu suprem care de obicei avea o consoartă, avea o soție, care era responsabil pentru păstrarea bunei ordine în ordini în cosmos. Dar el nu se implica direct, ci prin intermediul acestui grup de zei mai mici și acești zei practic forma un eșalon secund care avea fiecare câte o sferă de autoritate. În mod ideal fiecare își făcea treaba bine, și lumea opera în armonie. Dar zeii, la fel ca și oamenii, aveau slăbiciunile lor, aveau rivalitățile lor, iar aceste conflicte între ei puteau să ducă la probleme cu care se confrunta lumea jos pe pământ. Și toate popoarele din acea parte a lumii antice, inclusiv egiptenii, aveau această concepție despre zei. Și ei credeau că zeii ăștia. Care sunt sub Zeul Suprem, ăștia conduceau lumea. Prin prima poruncă, Iacve interzice Israelului să-l perceapă ca un astfel de zeu. Da? El operează singur. Iacve nu este cap al unui panteon, al unei grupe de zei care ia deciziile, ci Iacve însuși ia deciziile și el le implementează în viața fiecărui individ din lumea de pe pământ. Dumnezeu pe care îl cunoaștem noi da? operează singur, pe când concepțiile lumii antice de atunci erau diferite. Plus de asta Dumnezeu nu are o soție sau o consoartă. Da? Autoritatea este absolută a sa și nu este limitată la sau de voința adunării zeilor mai mici. Deci, noțiunea respinsă în prima poruncă este aceea că ar mai exista în prezența lui Iagve alți zei. Textul nu neagă explicit existența altor zei, dar slujește monoteismului prin faptul că îi scoate din prezența lui Iagve. Da? Dacă Iacve nu în împarte autoritatea sau sfera de influență cu alții, atunci ei, oricine ar fi, nu pot fi considerați zei. Deci nu sunt nici de închinare. Și de asta Domnul le spune acolo să nu ai alți zei în prezența mea, decât lui Iacve trebuie să te închin. Și să nu ai alți care să fie intermediari. Asta le poruncește Dumnezeu în prima poruncă. Deci voi mă aveți doar pe mine. De ce? Pentru că eu sunt... Dumnezeu vostru, eu am luat inițiativa și eu am scos pe Avram din Ur haldeea și am arătat și am dat țara Cananului moștenire și voi sunteți descendenții săi. Deci între mine și el să nu aveți alte, alte zeități sau alți Dumnezei cu dâmic. Da? Deci nu că ar exista mai mulți, există unul singur. Da? În conceptul celorlalți din lumea antică, existau Dumnezei care erau interpuși între Dumnezeu suprem și, și ei. Dar Dumnezeu, tocmai asta vrea să le desfințeze, pentru că ei veneau din Egipt și veneau virusați de ideile astea. Deci, prima poruncă să știți că scoate în evidență suveranitatea absolută a lui Dumnezeu asupra Israelului. Deci, asta este porunca care spune. Să nu ai alți Dumnezei în prezența mea. Cea de-a doua poruncă pe care o găsim în Decalog este uh, interzicerea uh, închinării la idoli. Da? Textul spune în felul următor. Să nu-ți faci chip cioplin nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și pornind de la această poruncă, tradiția rabinică a mers într-atât încât a interzis orice fel de reprezentație grafică. Dar textul nostru nu spune lucrul ăsta pentru că vedem că Dumnezeu însuși la templu și la cort existau reprezentări grafice. Da? Pe pereții de la templu erau heruvimi, erau palmieri, erau rodii da? și erau chiar viței, boi sub marea de aramă, deci Dumnezeu nu a interzis lucrul ăsta, dar ce vrea oare ca să spună porunca aceasta? Din nou, ca să înțelegem ce spune Dumnezeu să nu ai alți Dumnezei da, la care să te închin, trebuie să mergem și să înțelegem cum privea lumea antică de atunci contextul respectiv. Ideea este că Israelul trebuia să fie diferit față de toate națiunile Pământului, iar poruncile astea trebuiau să-l facă diferit și în închinare. Și toate națiunile foloseau imagini pictate, gravate sau imagini sculptate, statui în închinarea lor publică și privată. Deci aveau un public temple la care mergeau să se închine și aveau reprezentări grafice, dar sau statui și înaintea cărora se închinau, dar aveau și acasă, nu numai că aveau un public și Închinarea asta idolească o vedem și astăzi în foarte multe națiuni de pe fața pământului, da? Au un loc public de închinare în satul sau în orașul lor, sau pe un vârf de munte sau pe un vârf de deal, da? Și au și acasă ori o icoană, o statuie, ori un idol în fața căruia se pleacă și îi se închină. Toate națiunile foloseau imagini și zei, da? Atunci, când se făcea o reprezentare a unui zeu, la început se credea că doar zeul putea aproba ă, procesul ăsta de creere al icoanei sau al idolului sau al statui. Da? Iar la sfârșit, când era gata, când chipul era gata, prin ritualuri și ceremonii specifice, zeul acesta din cer, de unde îl considerau ei că locuiește, intra în chipul respectiv și din clipa aia încolo, idolul respectiv putea să mănânce, putea să bea, putea să miroase tămâie și putea să fie întrebat de ei ca și unul care îi sfătuia, le dădea sfaturi, le dădea înțelepciune și vorbea cu ei și comunica cu ei. Și închinarea publică, practic, a lor orbita în jurul unui astfel de chip, deoarece acesta era considerat a fi mijlocitor, sau prezența Zeului înaintea poporului și închinarea poporului înaintea Zeului, când o aduceai o ofrandă de mâncare înaintea chipului, o aduceai prin chipul Zeului însuși. Chipul nu era Zeul însuși, spuneau ei, dar divinitatea era întruchipată în el și se manifesta prin chipul respectiv. Și conceptul ăsta l-au și. Ortodoxii de astăzi și catolicii și toți cei care se închină din alte religii creștine sau necreștine la chipuri, da? fie desenate, fie pictate. La ce se referă atunci porunca a doua? Ea interzice folosirea chipurilor ca mijlocitori ai prezenței divine sau ca intermediare a închinării. Asta interzice porunca a doua. Deci porunca prima este să nu ai alți Dumnezei în prezența mea, și a doua era să nu ai chipuri care să reprezinte vreun Dumnezeu. Da? Și voi la care să vă închinați prin intermediul lor să credeți că uh, vă închinați la mine. Deci, asta era. Interzicea folosirea chipurilor ca mijlocitori ai prezenței Divine sau ca intermediare a închinării. Iacve nu se manifestă și nu este slujit prin intermediul. Unor imagini sau chipuri, el este spirit sau el este duh, iar închinarea la el trebuie să fie în duh și în adevăr, trebuie să fie una spirituală. Asta cerea Dumnezeu în timpul de atunci și să știți că nu s-a schimbat nici asta, și același tip de închinare cere și astăzi. Da? Niciunul nu s-a închinat la vreo imagine, nici Adam, nici Abel, nici Enoch, nici Noe, nici Moise, nici Avram. Da? Toți trebuia să se închină lui Dumnezeu pe parte spirituală, fără uh, prezența vreunei imagini. Înțelegeți? A treia poruncă este să nu iei în deșert numele lui Iacve sau să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. De obicei se înțelege prin aceasta să nu folosim numele Domnului în înjurături sau în blasfemii. Respectul pentru numele lui Iagve este poruncit în Deuteronom 28 cu 58, unde poporul este avertizat că trebuie să se teamă de numele lui care este mare și slăvit și înfricoșat. Sensul din poruncă să știți că este altul, nu este acela că înjur pe Dumnezeu sau blasfemiez numele lui Dumnezeu. Sensul trebuie să fie altul folosit în expresia în deșert. În primul rând, Sensul de a lua în deșert este a fi înșelător în vorbire, a fi martor fals. Și vedem lucrul ăsta în Deuteronom 5 cu 20. A răspândi răspânditor de zvonuri. Asta înseamnă să i îndeșer numele Domnului, să fii unul care este răspânditor de zvonuri neadevărate și lucrul ăsta îl vedem în Exod 23 cu 11. Și al doilea sens este de a fi fals în închinare, a fi fals în profeție îl găsim în Ezechiel 13, de la 3 la 7. Deci, a lua în deșert numele Domnului înseamnă a înălța numele lui Dumnezeu într-un mod fals sau cu buze ușuratice. Asta înseamnă să iei numele Domnului în deșert. Numele lui Dumnezeu însumează între caracterul și toată persoana Sa. Asta însumează numele Domnului. Ai folosi numele înseamnă ai aduce caracterul și persoana într-o situație particulară și de aceea Scriptura spune că cine rostește numele Domnului trebuie să se depărteze de fără de lege. El este sfânt și căile lui sunt drepte. Nu ai voie să chem numele Domnului sau să-i prezența sa în ceva ce nu-l caracterizează. Când oamenii min și spun, atenție acum, martor îmi este Dumnezeu, îl fac părtaș pe Dumnezeu la o minciună și lucrul ăsta înseamnă a lua în deșert numele Domnului. Când căutăm să urmăm o dorință a noastră și spunem Domnul mi-a vorbit sau Domnul m-a călău călăuzit să spun sau să fac ceva și lucrul acesta nu vine de la el, căci este contrar voii sale revelate, luăm numele lui în deșert când predicatorii deschid Biblia și interpretează textul după propriile păreri și prejudecăți, când așa zi și profeți moderni sau antici spuneau sau spun așa vorbește Domnul și Domnul nu le-a vorbit, ei iau în deșer numele Lui și asta înseamnă că numele Lui este luat în deșer cu regularitate în majoritatea bisericilor creștine aproape la fiecare slujbă. Când ei spun că așa vorbește Domnul și Domnul n-a spus lucrul ăla. Înțelegeți? Dumnezeu oferă și motivul pentru care porunca trebuie respectată. Și acum a uitat și spune: Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele său. Și de asta oamenii să știți că trebuie să se teamă de numele lui Dumnezeu și de asta trebuie rostit cu mare atenție ca el să nu fie luat în deșert. Deci, porunca 1: să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu te închini idolilor, a treia poruncă să nu iei în deșert numele Domnului. A patra poruncă despre care vom vorbi este cea cu privire la sabat. Este cea mai lungă poruncă din toate cele zece. Dar să știți că nu este una morală, ci este una ceremonială. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești sau să o pui deoparte pentru Dumnezeu. Această poruncă este construită pozitiv, fără negație și nu spune să nu uiți de ziua de odihnă. Importanța ei se vede în faptul că ea este cea mai lungă și de asta porunca asta patra este foarte importantă. Porunca asta este detaliată în text și apoi motivată. S-au făcut numeroase încercări de a găsi corespondent al sabatului la națiunile antice din timpul respectiv, dar nu s-a putut demonstra. Niciun popor de pe fața pământului în timpul când Domnul dă legea pe Sinai nu ținea sabatul. Din contră, ziua 7 la majoritatea poporilor antice era socotită ca zi de ghinion. Ziua 7, 14, 21 și ziua 28 din lună erau socotite ca zile care purtau ghinion. Asta trebuie ținut, ținut în minte. Porunca spune, adu-ți aminte. Da? Așa începe porunca, adu-ți aminte. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă să nu uiți mental să ții sabatul sau amintește ce obișnuiai să faci, dar ai încetat? Ai ținut sabatul, apoi l-ai abandonat și sporunce să te întorci la el? Nu, 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 spune Dumnezeu lucrul ăsta și nu ăsta este sensul. Nu există dovezi în Scriptură că sabatul a fost sinut de popor în Egipt sau de patriarhi, de Avram, de Isaac, de Iacov, după încheierea legământului cu Avram. Presupunerile bazate pe tăcerea Scripturii nu au nicio greutate. Știm că în vremea când erau sclavi, au păstrat circumcizia, și diferența între animalele curate și necurate, adică condițiile legământului anterior. Deci, lucrurile astea două le-a ținut evreii în Egipt: tăierea în prejur, și diferența între animale pentru jerfă. Nu spune că au ținut sabat. Sunt foarte mulți astăzi care încearcă să demonstreze că sabatul a fost ținut de la uh, ziua uh, uh, a, a șaptea de, de la creație. Dar nu. Nu poate nimeni să demonstreze lucrul ăsta cu Scriptura. Care este, deci, înțelesul expresiei aduța aminte? Păi în Vechiul Testament aducerea aminte nu are de a face cu neuitarea unei amintiri, cât are de a face cu ținerea evenimentului viu înaintea ochilor. Domnul îi spune lui Noe, curcubeul va fi în nor, și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Lucrul ăsta îl vedem în Geneza 9 cu 16. Israelul după, după cele, 10 cuvinte sau porunci de aici, Domnul vine și le spune, în orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi, lăuda, te voi binecuvânta. Dumnezeu nu uită legămintele și nici nu își uită numele. Sensul aducerii aminte este acela de a păstra înaintea ochilor ceva care te motivează la o anumită acțiune. Asta înseamnă să-ți aduci aminte. Deci, și să pui acel ceva în fruntea priorităților tale. Acum, aducerea aminte înseamnă punerea legământului israelit. Pe primul loc, pe lista de priorități, ceea ce duce imediat la luarea măsurilor pentru ținerea lui. Asta vrea Domnul să le aducă aminte în ziua de sabat. În cazul oamenilor, aducerea aminte nu are de a face cu uitarea mentală, ci cu uitarea morală. Adică cu indiferența față de un eveniment sau o persoană pe care nu ai uitat-o mental. Și de aceea izraeliților li se spune: adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului, sau adu-ți aminte de tot drumul pe care Dumnezeu te-a călăuzit, Dumnezeul tău, sau adu-ți aminte uh, și nu uita cum ai atâța mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Înțelesul acestor îndemnuri este acela de a păstra înaintea ochilor aceste evenimente, de a le retrăi ca și cum ai fi fost prezent acolo, chiar dacă n-ai fost parte din generația respectivă. Înțelegeți? Aceasta îți va modifica atitudinea și comportamentul ajutându-te să iei deciziile corecte în ascultarea ta de zi cu zi față de Dumnezeu. Aduți aminte înseamnă a pune pe primul loc în lista de priorități persoana și evenimentul respectiv. Aducerea aminte este opusul pasivității, indiferenței, delăsării, apatiei sau neglijenței. Asta înseamnă aduți aminte, asta înseamnă în porunca a patra. Legămintele aveau adesea câte un semn de aducere minte, ca ori, câte, ori de câte ori una din părți privea spre semn să retrăiască momentul încheierii legământului, să-și reîmprospăteze loialitatea față de partenerul de legământ pe care îl avea și să facă din împlinirea condițiilor legământului o prioritate numărul unu în viața lui. După încheierea legământului cu Abimelec, Avram sădește un tamarisc, un copac secular care să-i aducă aminte de tratatul încheiat. Iacov și Laban, când încheie legământ, fac o movilă, o movilă de pietre ca semn de aducere aminte, ca atunci când trec unul la altul peste movila aceea să-și aducă aminte de legământul pe care îl făcuseră. În legământul cu noi, Dumnezeu așează un curcubeu în, pe cer în nori, da? ca semn al legământului și aducerea aminte a promisiunii care o face Dumnezeu de a nu mai nimici pământul printr-un potop universal. lui, Iag, lui Avram, Dumnezeu îi dă circumcizia ca semn al legământului dintre ei, ca aducerea minte a faptului că Avram și sămânța lui sunt consacrați sau sunt puși deoparte pentru Domnul. Și acest legământ israelit să știți că ar trebui să aibă un semn. Iar semnul consta în faptul că trebuia să țină sabatul. Și lucrul ăsta era singura poruncă ceremonială din cele zece și sugerează că asta este semnul legământului cu Israel. Expresia aduți aminte, fă din sabat un semn de aducere aminte, întărește această înțelegere. Mai târziu, în Exod 31 cu 13, 16 și 17, Domnul îi spune cu privire la sabat să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn. Vedeți ce spune Dumnezeu aici? Va fi un semn. Și sabatul este un semn, da? după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Copiii lui Israel să păzească sabatul păzindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic. Da? Consacrarea Sabatului, deci, este semnul legământului de la Sinai între Iagve și Israelul Național. Acesta este motivul pentru care această lege ceremonială este, cu, este inclusă în cele 10 porunci morale. Înțelegeți? Și din Sabat să știți că, care face parte din această inima legământului, Izvorăs pe urmă celelalte sabate. Da? Sabatul, uh, anul de jubileu, uh, zile de sărbătoare de sabat, zile mare de sabat și așa mai departe. Deci, Israelul trebuia să pună deoparte sabatul ca semn al legământului dintre ei și Iacve Faptul că orice muncă în comunitatea de legământ trebuia să înceteze în ziua de sabatului arată spre un act al credinței în Iagve că el va purta de grijă și că nu vor muri de foame. Când oamenii li se poruncește să împartă cu Iagve o digna, de sabat asta înseamnă că li se cere să recunoască faptul că Dumnezeu sau Iagve a condus, a adus cosmosul în ființă, și el îi menține ordinea. Sabatul indică și spre suveranitatea lui Iacve peste întreaga creație care este recunoscută de popor atunci când îi dedică ziua lui pe care ar fi putut-o folosi pentru ei. Când cele 10 cuvinte sunt reluate în Deuteronom 5, motivația pentru ținerea sabatului devine și mai personală. Și uitați ce spune textul. Ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeu tău șase zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile, dar în ziua șaptea care este ziua Domnului Dumnezeului tău să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeu tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins și de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeu tău să ții ziua de odihnă. Deci, sabatul este semnul pentru Israel că Iagve, care, a, care a creat Universul și a pus deoparte pentru sine, doar pe ei ca popor al său, scoțându-i din Egipt și aducându-i la el. Deci asta simbolizează sabatul. Acum, văzurăm, prima poruncă, da? Eu sunt singurul Dumnezeu, da? În afara mea nu este altul. Să nu te închini înaintea idolilor, da? Să nu-i numele Domnului. A patra poruncă este să ai o zi de sărbătoare, da? În care să te odinești și să faci din toate prioritățile tale uh, să faci loc legământului cu mine și să fii pus deoparte pentru mine. Deci, astea patru uh, sunt uh, care țin de Dumnezeire. Dar după aia vine următoarea secțiune care arată către om. Și urmează ultima secțiune a cuvintelor, care definește relația corectă pe orizontală între membrii comunității de legământ. Și să știți că nicio societate de astăzi sau din trecut nu poate dăinui dacă încalcă principiile despre care o să vorbim noi acum. Deci, primele patru țineau de relația pe verticală cu Dumnezeu. Și de la 5 până la 10 din porunci ține de relația pe orizontală între oameni, între membrii comunității de legământ. Prima poruncă dintre toate acestea și cea mai mare este următoarea. Porunca 5. -a. Privea relația copiilor cu părință și se rezumă în cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele pe pământ în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Faptul că Dumnezeu începe această secțiune arată importanța pe care o acordă Dumnezeu familiei. Porunca este pozitivă și este singura din cele 10 porunci care este însoțită de o promisiune pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Dar porunca este prezentată negativ în blesteme asociate legământului în Deuteronom 27 cu 16. Și acolo spune, blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa. În Deuteronom 5 cu 16 spune, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Viața lungă și fericirea este o consecință a ascultării de părinți, când ne cresc în învățătura Domnului. Cel care ascultă îndemnurile părinților se scutește pe sine de multe dureri și suferințe. Dar faptul că promisiunea vorbește despre zile multe și fericite în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău, arată că porunca are în vedere ceva mai mult decât longevitatea sau anii pe care trebuie să-i trăiască omul. Viața lungă și fericită în țară însemna o perioadă de pace și de prosperitate și stă în antiteză cu viața scurtă curmată de război, de durere, de sclavie și de exil din țara promisă. Deci, promisiunea are în vedere păstrarea binecuvântărilor care decurg din respectarea legământului. Neascultarea va aduce blestemul, războiul și exilul. De ce este importantă cinstirea părinților? Pentru că păstrarea legământului depinde de educarea și de formarea tinerii generații ca să respecte învățătura părinților lor și să meargă pe aceeași cale porunca, deci, vizează legătura între generații pentru păstrarea legământului. Și de asta porunca asta a cincea este prima din cele care sunt pentru relația pe orizontală între membrii de legământ. O generație neascultătoare de părinți nu își va aduce aminte și nu va păstra înaintea ochilor lor valorile părinților și va duce la călcarea legământului și aducerea blestemului peste națiune. Mai târziu, Cartea Proverbelor, care se bazează pe valorile, pe valorile prezentate un deuteronom, vorbește atât despre importanța educării copiilor în învățătura Domnului, cât și despre fiul neascultător de părinți care își aduce rușine și durere părinților și sfârșește nefericit și pedepsit în societate. Această poruncă arată importanța func funcționării corecte a familiei în comunitatea de legământ. Este datoria părinților să explice copiilor, atât prin exemplu, cât și prin învățătură, ce înseamnă ascultarea de iagve. Înțelegeți? Părinții trebuie să fie ei înșiși instruiți în învățătura Domnului, să știe să dea răspunsuri copiilor. De unde e, tragem concluzia asta? Păi vedem din Deuteronom 6 cu 20 și 21 unde spune Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le va da Domnul Dumnezeul nostru să răspunzi fiului tău. Deci trebuia să fie un om care trebuia să fie instruit. Sabatul săptămânal și praznicele sau sărbătorile evreiești vor oferi timp familiei ca să fie petrecut împreună în sabatul săptămânal și praznicele vor oferi timp familiei ca să fie petrecut în împreună în închinare și spre învățătură și vor sluji ca instrumente de perpetuare a legământului din generație în generație deci toți evrei în ziua de sabat nu trebuiau să facă politică să facă alte activități ci să își învețe copiii în legea Domnului, și de aia Domnul le-a dat, ca semn al legământului, sabatul o zi pusă deoparte în care ei să aducă înaintea generației care urmeze, care urmează să aducă vie darea legământului pe Sinai. Deci, asta este importanța poruncii a cincea, porunca a șasa. Celelalte porunci pot fi exprimate și el e pozitiv, arătând drepturile inalienabile ale omului. Să nu ucizi. Este porunca numărul 6. Arată dreptul la viață al fiecărei persoane. Asasinarea este interzisă deoarece omul este creat după chipul, în asemănarea lui Dumnezeu, conform legământului universal din Geneza 9 cu 6. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Deci, trebuie să nu ucizi. Porunca șaptea este să nu comiți adulter. Arată dreptul la, pro la propria familie și scoate în evidență sfințe sfințenia familiei ca legământ pe viață între so și soție și asta ne trimite înapoi la ordinea din legământul edenic, o ordine lăsată de Dumnezeu. De asta omul nu trebuia să comită adulter. A opta poruncă din cuvinte sau din porunci, din decalog, este să nu furi. Arată spre dreptul la proprietate privată și acest drept nu trebuia încălcat de nimeni și de asta nu trebuia să iei nimic de la aproapele tău. Porunca a noua spune în felul următor, să nu mărturisezi strâmb împotriva aproape lui tău. De ce? Pentru că fiecare persoană din comunitatea de legământ avea dreptul la reputație și la integritate. Și asta scotea în evidență legământul mozaic. Și ultima poruncă, porunca a zecea, Spune așa: să nu poftești casa aproape lui tău, și să nu poftești nevasta aproape lui tău, și nici robul lui, și nici roaba lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Asigură controlarea cauzei care duce la călcarea poruncilor de la 6 la 9. Deci, pofta, dorința după ceva ce nu-ți aparține de drept. Și aceasta aceasta odată născută va duce la păcat. Deci porunca 10 să știți că dacă este respectată, nu ajungi să încalci de la porunca a șasa, de la a, a ucide pe cineva, nici a șaptea cu adulterul, nici să furi și nici să mărturise strâm, dacă ținei porunca 10 -a. Acum, cele 10 porunci sau cele 10 cuvinte, Arată cum trebuie să se comporte omul din Israel, noul fiu al lui Dumnezeu. Israelul, ca un nou Adam în acest legământ, cele zece cuvinte definesc responsabilitatea omului într-o relație corectă cu Dumnezeu și cu semenii Săi în legământul israelit. Și aceste responsabilități decurg din calitatea sa de chip și de a lui Dumnezeu, de rege, de preot, de fiu al lui Iacve. Deci, Israelul în calitatea asta de rege, de fiu și de preot al lui Dumnezeu, trebuiau să țină aceste zece porunci și Israelul trebuia să se ghideze după ele. Cele zece porunci sunt inima legământului mozaic și din ele să știți că izvorăști celelalte 603. Deci, sunt cele 603 și cele 10. Ele nu trebuie despărțite. Legea stă în picioare sau cade toată. Nu pe bucăți. Sunt astăzi, din păcate, oameni care împart în lege morală, ceremonială și sanitară. Dar lucrurile nu stau așa. Legea trebuie luată pe ansamblu. Legea trebuie privită ca un tot unitar. Ea a fost dată poporului, da? la inițiativa lui Iacve pe Sinai ca ei să țină această lege și să arate întregii omeniri că ei sunt puși deoparte pentru Dumnezeu, că ei sunt uh, noul Adam în umanitate și fiecare din umanitate care vrea să cunoască pe Dumnezeu, să privească la ei și să vadă într-adevăr gloria lui Dumnezeu pe pământ, protecția lui și binecuvântările pe care el le promite de ascultării lor ca popor. Dar știm că poporul evreu, din păcate, ca toți capii de legământ dinainte, nu se achită de această uh, favoare pe care le-o face Dumnezeu și ei ieșuiază, în, în, ca și cap de legământ, eșuează între națiuni în uh, respectarea acestui legământ. Și de asta, ori de câte ori vă aduceți aminte sau discutați cu cineva despre legământul acesta mozaic. Să știți că era un legământ condiționat care a stat în picioare atâta timp cât a fost legământul și uh, nu a fost rupt. Deci asta e ideea care trebuie să o știți. A fost un legământ temporar și semnul acestui legământ a fost sabatul. Sabatul nu mai este în picioare astăzi pentru că domnul în uh, nou legământ are alte reguli. Cine vrea să înțeleagă lucrurile astea, trebuie să citească cartea Romani, acolo la capitolul 14 și acolo spune clar, da? Unul ține o zi, unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zile sunt la fel. Nimeni nu poate să impună cuiva să țină acest semn al legământului ca poruncă necesară pentru a fi mântuit. Înțelegeți? Asta am vrut să vă zic cu privire la legământul mozaic și la legământul izraelit, practic. Da? Deci toate lucrurile astea de aici să le trebuie știute pentru că era, erau condițiile de legământ ale lui Dumnezeu cu poporul și practic reprezentau primele patru relația pe verticală cu Dumnezeu și ultimele, de la 5 până la 10 prezentau relația pe orizontală între membrii între membrii care compuneau poporul și erau parteneri de legământ al lui Iagve.